Bună ziua, bun găsit la știri, doamnelor și domnilor. Dan Voiculescu scapă de închisoare. Magistrații Tribunalului București au decis că fostul senator poate fi eliberat condiționat. Decizia este definitivă. Voiculescu a fost condamnat în 2014 la 10 ani de închisoare în dosarul ICA. Se schimbă modul de viață. Eu am, ca să zic așa, dacă se poate spune, un mare, mare noroc. Până la 34 de ani, am stat cu soția și cu doi copii într-o cameră de 24 de metri. Mai aveam așa zis o sufragerie de 8 metri. Și cei mai interesant, WC-ul, toaleta, era în curte. Tribunalul București a decis în mod definitiv. Dan Voiculescu poate merge acasă. Asta după ce acum o săptămână a discutat cererea de liberare condiționată. Tribunalul București a fost a doua instanță unde a ajuns solicitarea. În primă instanță, cererea a fost pe masa magistraților de la judecătoria sectorului 5, care au stabilit și ei că fostul senator poate fi pus în libertate. De la penitenciarul Rahova venise însă aviz negativ. Judecătoria sectorului 5 a motivat însă admiterea cererii de eliberare condiționată pe motiv că Dan Voiculescu a avut un comportament pozitiv, a participat la diferite activități în închisoare, a prestat muncă la punctul de curățenie și a publicat lucrări științifice. În plus, fostul politician a executat o treime din pedeapsă. Judecătorii menționează și că Voiculescu nu a fost sancționat disciplinar niciodată, fiind recompensat de 12 ori, ultimele două recompense fiind aplicate în ultima perioadă supuse analizei, după data respingerii primei cereri de liberare condiționată. Dan Voiculescu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul privatizării Institutului de Cercetări Alimentare. În același dosar, Gheorghe Mencinicopski și fostul director al ADS, Corneliu Popa, au fost condamnați la câte 8 ani de închisoare, iar fostul ministru al comunicațiilor, Sorin Pantiș, a primit o pedeapsă de 7 ani. Dan Voiculescu a petrecut aproape 3 ani în arest. Gheorghe Mencinicopski și fostul director al ADS, Corneliu Popa, au fost condamnați la câte 8 ani de închisoare, iar fostul ministru al comunicațiilor, Sorin Pantiș, la 7 ani de închisoare. Dintr-un moment în altul, fostul senator va părăsi Spitalul Universitar din Capitală. Surse medicale au precizat că actele privind externarea sunt redactate. Fostul senator nu a fost încă operat. Gabriela Mihai vine cu ultimele informații. Bună seara, Gabi, te ascultăm! Bun găsit! Într-un moment într altul, Dan Voiculescu va ieși de aici, din Spitalul Universitar, unde a fost internat bine. Iată că în momentul în care a primit decizia magistraților Tribunalului București de eliberare condiționată, se afla în acest spital și în scurt timp va fi externat. Totul se va face cel mai probabil într-un mare secret. Nu avem deocamdată date despre cum va ieși Dan Voiculescu de aici, din Spitalul Universitar. Știm că el se află la secția de chirurgie, la etajul 7 al acestui spital și, așa cum spuneam, sunt slabe șansele ca noi, ceilalți jurnaliști care se află aici la spital, să îl vedem. Cert este că Dan Voiculescu a reușit să iasă din penitenciarul Rahova după ce a efectuat o pedeapsă de 2 ani și 11 luni și nu a plătit până acum prejudiciul în dosarul ICA. De altfel, apărătorii susțineau în fața magistraților că acesta nu poate plăti prejudiciul creat în dosar, întrucât toate bunurile sale se află sub sechestru și în aceste momente acesta nu mai are decât banii de pensie, niciun leu în plus. Așadar, dintr-un moment într-altul, Dan Voiculescu va părăsi Spitalul Universitar și cel mai probabil că va ajunge la locuința sa sau vom vedea dacă acesta va decide să meargă la o clinică privată în funcție de starea sa de sănătate. Mulțumesc pentru aceste informații, Gabriela. PSD-iștii au găsit țapul ispășitor pentru performanțele slabe ale guvernului. Disperat că nu are suficienți bani pentru a pune în aplicare promisiunile din programul de guvernare, premierul Mihai Dudose a decis să îl demită pe șeful ANAF. Acesta era considerat un apropiat al lui Liviu Dragnea. Nu mi-a cerut nimeni demisiune. Până în acest moment, da. În momentul de față, fără bani pentru cheltuielile salariale pe ultimele două luni, domnul prim-ministru ne-a oferit sprijinul în acest sens și ne-a promis că va aloca sumele necesare pentru plata salariilor pe ultimele două luni. În urmă cu doar o săptămână, Bogdan Stan era convins că va rămâne la șefia ANAF. Acum însă a fost demis la doar o zi după ce liderul PSD Liviu Dragnea l-a atacat dur pe acesta. Afirmațiile lui Dragnea au fost cu atât mai surprinzătoare cu cât Bogdan Stan era considerat un apropiat al acestuia. Eu i-am cerut, de exemplu, primului ministru
să analizeze foarte atent și cu maximă rigoare activitatea ANAF-ului. Și să ia măsurile de cifră, cam cum stă România în momentul de față la capitolul încasări, grad de colectare? România nu stă rău. România trebuie să stea mult mai bine. Unul din motivele principale pentru care guvernul celălalt a fost schimbat au fost chiar aceste întârzieri. Locul lui Stan va fi luat de Mirela Călugăreanu. Fostul șef ANAF a fost măzilit deoarece socialdemocrații erau nemulțumiți de nivelul colectării taxelor. De altfel și fostul premier Sorin Grindeanu îl sfătuia pe Dudose să îl demită pe acesta. Îl îndemn pe domnul prim-ministru Mihai Tudose, viitor prim-ministru, să se uite foarte atent la aceste lucruri, să schimbe echipa de la ANAF dacă vrea să îmbunătățească. Eu am avut această întâlnire în urmă cu două săptămâni și unde le-am cerut explicații despre, cel puțin despre aceste trei lucruri și soluții. Stan a venit la șefia ANAF la începutul acestui an, când i-a luat locul tehnocratului Dragoș Doroș. Anterior, acesta lucrase ca șef de serviciu la ANAF Ilfo, fiind promovat de către fostul președinte al ANAF, Gelu Diaconu, în funcția de inspector la fisc. Elena Udrea scapă de dosarul creditelor BRD, DNA a clasat faptele. Udrea era suspectată de complicitate la abuz în serviciu. În același dosar au fost cercetați mai mulți oameni de afaceri, printre care și Rămu Struică, Sorin Roșca Stănescu și Adrian Sârbu. Toți ar fi luat credite ilegale de milioane de euro cu acte false de la două sucursale ale BRD din capitală, cu sprijinul fostului vicepreședinte al băncii, Sorin Popa. Grav accident de tren în Timiș, o șoferiță nu s-a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferată. Mașina a fost izbită în plin de garnitură, iar femeia, împreună cu fiica ei de doar 3 ani, care se afla în mașină, au fost grav rănite. Ana Maria Maxim are mai multe informații. Bun găsit, Ana, te ascultăm! Bun găsit! Accidentul s-a petrecut în urmă cu aproximativ o oră în apropierea localității Buziaș. Potrivit martorilor, femeia nu s-a uitat nici în stânga, nici în dreapta atunci când a traversat calea ferată, semnalizată cu crucea Sfântului Andrei. Un tren care circula în direcția Lugoș-Timișoara a lovit autoturismul în plin. Femeia și fetița ei de doar 3 ani au rămas captive între fiarele contorsionate. Au fost scoase de acolo de martori. Ulterior au fost preluate de o ambulanță, iar acum medicii fac tot posibilul să le țină în viață. Continuă problemele pentru Mircea Negulescu, celebrul procuror portocală. Este cercetat în numai puțin de 3 dosare. Despre ce este vorba concret, aflați în doar câteva minute. Scene desprinse parcă din filmul Furios și Iute, astăzi în capitală. Un șofer fără permis a fost fugărit de polițiști pe străzile din București. În goana sa, bărbatul era cât pe ce să producă o adevărată tragedie. Bărbatul a fost prins în cele din urmă și dus la secție pentru audieri. Bărbatul din imagine este cunoscut de oamenii legii ca un șofer problemă. Individul a fost prins de mai multe ori conducând fără permis. De această dată, polițiștii l-au observat în zona podului Constanța. Imediat au plecat în urmărirea lui. Bărbatul a refuzat să oprească și astfel a început o adevărată goană pe străzile din București. În cele din urmă a fost nevoit să se oprească după ce s-a trezit blocat între două tramvaie. Bărbatul și-a abandonat autoturismul și a fugit, dar a fost prins imediat de către polițiști și încătușat. Martorii spun că bărbatul a fost aproape să producă o tragedie în goana sa. A trecut pe refugiu de tramvai la Constanța, acolo și a să-i rupă pe aia. Cine? La da, cu aia neagră, șoferul ăla. Că vine cu el de la București, nu-i vine cu el. Era unul, a trecut, știi cum, la milimetru, la... Individul a fost dus la secție pentru audieri. Situație halucinantă în România secolului 21. Trenul care venea de la Timișoara spre București a rămas în câmp în această dimineață după ce două locomotive s-au rupt de vagoane. Cei 300 de călători susțin că mecanicii și-au dat seama abia după o oră că au pierdut vagoanele pe drum. Cei de la CFR spun însă că a fost o neînțelegere și că trenul a ajuns într-un final în capitală cu 70 de minute întârziere. La ora la care cei de la CFR declarau asta, oamenii erau încă în garnitură, circulând cu viteza melcului din cauza problemelor la frâne. Cursa era programată să ajungă în București la ora 8 dimineața. Totul s-a petrecut dimineața. La nici 150 de kilometri departare de București, după o noapte întreagă de drum, mulți dintre pasageri dormeau. I-a trezit însă un zgomot puternic. Cu 15 kilometri de Dragomirești a auzit o
soi de ruptură și ne-am oprit. Încet, încet. Ne-am dat jos și am constatat că nu mai este locomotiva. Locomotiva plecase fără noi. Pur și simplu. Cei 300 de oameni au stat în câmp așteptând să vină cineva după ei. Ușor, ușor, cele câteva minute cât credeau că va dura situația s-au transformat în 10. Într-un final, cele două locomotive s-au întors. După o oră, întreaga problemă ar fi pornit de la sistemul de frânare defect. Hai, fuga, la București! După ce mecanicii au recuplat vagoanele la cele două locomotive, garnitura a pornit-o din loc, cu viteza melcului. Pasagerii spun că din tren ieșea fum, iar în vagoane mirosea a ars. Este aproape ora 11 și asta e viteza cu care mergem. Foarte încet, am înțeles că frânele sunt blocate. Reprezentanții CFR nu recunosc nimic. Spun că nici vorbă ca locomotivele să fi lăsat vagoanele în urmă. Așa au spus pasagerii cum li s-a părut lor. Eu pot să vă spun că trenul Interregio 1696 Timișoara-București a frânat automat în zona Radomirești, într-adevăr, din cauza unei probleme apărute în circulație. Trenul și-a reluat circulația după aproximativ o oră de staționare. Locomotiva e posibil să fi făcut niște manevre acolo ca să își reia circulația cu garnitura. Reprezentanții CFR susțin că trenul a avut o întârziere de doar 70 de minute. A fost stare de alertă pe aeroportul internațional Aricoanda, unde două aeronave au aterizat de urgență în această dimineață. Vorbim de o aeronavă KLM cu 298 de pasageri la bord, care a semnalat o defecțiune la un motor, dar și despre un avion Scandinavian Airlines, unde un pasager a acuzat probleme de sănătate. Și dacă cea din urmă aeronavă a petrecut doar câteva zeci de minute pe aeroport, pasagerii zborului KLM au fost nevoiți să aștepte o zi întreagă un alt avion al companiei care să-i ducă la destinație. Mayday, mayday, mayday! Mayday, 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 mayday. Primul apel de urgență a venit cu puțin timp înainte de ora 8 dimineața. Pilotul unei aeronave Airbus A330 cu 298 de pasageri la bord care zbura pe ruta Kuwait City Amsterdam a anunțat turnul de control care are probleme tehnice. Imediat după anunț, pe aeroportul Aricoanda s-a format dispozitivul de urgență. Problema tehnică sesizată de comandant a fost un consum mărit de ulei, ceea ce a condus la aterizarea pe aeroport. Aterizarea a decurs în siguranță, pasagerii au fost debarcați. Cei aproape 300 de călători ai cursei KLM au rămas pe tot parcursul șederii în zona de îmbarcare, acolo unde au primit apă și alimente. Nici 3 ore mai târziu, un alt avion anunța că trebuie să aterizeze de urgență. Reprezentanții aeroportului au fost anunțați că 7 pasageri ai cursei Copenhaga-Rodos, operată de compania Scandinavian Airlines, au probleme respiratorii. Din cauza numărului mare de urgențe care se anunțau, au fost cerute pe lângă cele două ambulanțe proprii ale aeroportului și salvări de la ISU. Odată avionul ajuns la sol, s-a dovedit că un singur pasager, un bărbat, avea nevoie de ajutor medical. Omul a fost stabilizat și transportat la spital. În jurul orei 12, aeronava a decolat către destinație, către Rodos, cu ceilalți pasageri. Desigur, fără pasagerul care a rămas la spital pentru investigații suplimentare. Vacanța urmând să fie scurtată doar cu circa o oră și jumătate cât au stat pe otopeni. Nu au fost primele evenimente de acest fel cu care s-a confruntat aeroportul Aricoanda. Potrivit reprezentanților aeroportului, nicio aterizare de urgență de până acum nu a impus probleme. Continuă problemele pentru procurorul Portocală. Mircea Negulescu este cercetat în 3 dosare. Mai multe persoane au făcut plângeri împotriva fostului magistrat, printre care și Cristinel Toader, fost director al Poliției Locale Ploiești. Fostul magistrat a fost exclus din justiție în urma unor dezvăluiri care prezentau detalii despre modul în care procurorul Portocală își făcea dosarele. Înregistrările au fost făcute publice de către omul de afaceri, Sebastian Ghiță. Deci nu mai putem să trăim pe planeta Românica în cauza lui un șecos ca Sebi Ghiță, care este un vagabond, o zdreanță. Păi eu spun așa, eu spun în față, până la urmă, băi, ești o zdreanță, tu... Procurorii au decis să înceapă urmărirea penală in rem împotriva unor presupuse fapte penale comise de Mircea Negulescu. Printre aceste infracțiuni s-ar număra și abuz în serviciu, asta după ce un alt denunțător, un om de afaceri din Ploiești, a trimis un memoriu la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la modul în care Negulescu își instrumenta dosarele. Negulescu a fost exclus din magistratură după ce a fost înregistrat în timp ce îl înjura pe procurorul general. Vedeți, el nu spune întrebarea asta, bă, de ce sunt eu acolo? Pentru că aia o zdreață, ori
extraordinară, de comun acord cu procurorul general, care are o altă zdreanță, și cu toți nenorociții de acolo, da? Ci că am înțeles că nici nu știu că ultrajul la unul din polițiști este că i-a dat telefon și i-a zis, bă, dacă nu faci nu știu ce, te dau pe mâna ADN-ului sau nu știu, o chestie de maniera asta. Ancheta va fi realizată de parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție la propunerea parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, unde Negulescu a lucrat până în 2015. Claus Iohannis atac dur la adresa coaliției de guvernare. Șeful statului a taxat executivul pentru numeroasele bâlbe în cazul taxelor. Iohannis le-a recomandat celor de la PSD să meargă acasă și să studieze cu atenție propriul program de guvernare înainte de a veni cu modificări legislative. Dacă se introducă în discuția publică de către o coaliție care are majoritate în Parlament noțiuni noi, care într-o zi sunt promovate, a doua zi retrase, acest lucru este o eroare politică gravă, fiindcă această majoritate are capacitatea parlamentară să promoveze schimbarea legislației și economia, investitorii, antreprenorii reacționează la așa ceva. Eu le-aș recomanda PSD-iștilor cu foarte multă căldură să meargă acasă, să judece un pic propriul program și când știu ce vor, să vină în fața nației. Pericol pe litoral, valuri mari, apă foarte rece, iar salvamarii au arborat steagul roșu din cauza vântului puternic. De trei zile, vremea se dovedește a fi o mare dezamăgire pentru românii cu rezervări la Marea Neagră. Plaja din stațiunea Mamaia, de pildă, este aproape pustie. Doar câțiva turiști s-au încumetat să încerce valurile mării la Mamaia, majoritatea copii și adolescenți, care așteptau cu nerăbdare vacanța încă de toamna trecută. Bate vântul. Cum e cu planurile de vacanță? Te așteptai să fie apa așa de rece? Nu. Ce faceți? Strângeți? Da. Cum e vremea? Rece. Câte ori ai intrat în apă? O dată. Și cum a fost? Foarte rece. La scurt timp, salvamarii au arborat steagul roșu, semn că scăldatul este interzis. Partea și de turiști mai încăpățânați? Să nu se lase așa ușor ieșiți din apă? Da, de obicei ne răspund următoarea afirmație. Sunt venit de la capătul țării, n-am venit să stau pe nisip. Probabil că la fel a gândit și tânărul din imagini. Știi ce înseamnă steagul roșu? Da. Este arborat steagul roșu. Nu mai avem voie. Și voi ce ați făcut? Asta e. Se teamă de vreun pericol? Nu. Câți oameni au murit în ultimele zile? Asta e. Dumnezeu înainte. Pentru puținii turiști care au mers la plajă ziua, a fost o dezamăgire. Sperăm că se îmbunătățește până plecăm. Eu până acum n-am intrat în apă deloc, de ieri am venit. Așteptăm doar este soarele. Ați apucat să faceți vreo baie astăzi? Nu. Optimiștii au văzut, ca de obicei, partea plină a paharului. Admirăm. Admirăm peisajul. Mai gol așa, pentru familie mai bine așa, că dacă ar fi aglomerate, ar fi mai periculos pentru copil. Trebuie să supraveghem mai îndeaproape. În lipsa soarelui, cei mai mulți turiști au ales plimbările sau o vizită la delfinariu. Au fost cozi uriașe la casele de bilete. Oamenii au fost nevoiți să aștepte zeci de minute ca să se poată bucura de spectacolul delfinilor. Cristian Băuranu nu se plictisește. Fostul deputat a ieșit deja de 5 ori din arestul Poliției Capitalei. Cum a fost posibil acest lucru, vă spun imediat. Moment penibil pentru poliția din Craiova, doi agenți au fost surprinși în timp ce dormeau în mașina de serviciu, chiar în timpul programului. Fotografiile au fost postate pe rețelele de socializare și au stârnit numeroase reacții. Cei doi polițiști dormeau fără nicio grijă în momentul în care au fost surprinși. Agenții parcaseră pe drumul care merge dinspre podul Jiului. Unul dintre ei s-a culcat pe locul șoferului, iar celălalt pe bancheta din spate. Imaginile compromițătoare au fost postate pe o rețea de socializare. Ca să nu mai fim acuzați de către polițiștii locali că am avea ceva cu ei, astăzi seară vă prezentăm un material cu ceilalți polițiști. Pe drumul care merge de la podul Jiului spre depozitul de gunoi Ecosud, duminică după amiază, traficul este inexistent, ploaia și liniștea îmbie la somn. Polițiștii de la secția 6 folosesc pe post de dormitor loganul MAI. Somnușor, a scris cel care a postat fotografiile. Poliția din Dolj spune că va investiga problema și dacă se va dovedi necesar, vor sancționa agenții.
Arhiepiscopul Tomisului, înalt preasfințitul Teodosie, judecat pentru că ar fi obținut pe nedrept fonduri europene, rămâne sub control judiciar. Instanța a decis să mențină această măsură încă 60 de zile. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore la Înalta Curte de Casație și Justiție. Procurorii DNA Constanța l-au trimis în judecată pentru folosirea cu rea credință de documente și declarații false, inexacte sau incomplete pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată. Nepăsarea funcționarilor publici face victime. Fiscul din Timișoara a lăsat doi copii cu autism fără bani de tratamente. Banii proveniți din redirecționarea 2% din impozitul pe venit din partea circa 400 persoane ar fi trebuit să ajungă la ONG. Revenim la acest subiect. În aceste momente, Dan Voiculescu face declarații. Ascultăm. Strangulare a intestinului subțire. Aceste episoade sunt foarte periculoase pentru că dacă nu ești operat în 6 ore, 8 ore, se sparge intestinul și practic tot ce e în intestin intră în organism. Vreau pe această cale să mulțumesc și public doamnei doctor Petrescu de la Pușcăria Rahova și evident domnului profesor Sorin Oprescu, care doamna doctor aproape că m-a obligat să vin la spital, că eu nu vroiam să vin, iar domnul Oprescu a reușit printr-un cocktail de nospa să mă liniștească pentru câteva zile. Eu sigur voi fi operat, pentru că, ca să fiu mai clar pe limba tuturor, ce am avut eu a fost un fel de preinfarct, dar pe intestin. Și ca atare trebuie operat, că altfel, Doamne ferește, o recidivă poate să fie fatală. Domnule Voiculescu, cum a fost acest... Am terminat cu problema medicală. Acum am o propunere. Dacă vreți să colaborăm bine, rugămintea mea e să închidem ochii ca să pot să continui. Închide ochii, că nu continui. Ok. Dacă ați închis ochii, eu am vrut prin telepatie să ne teleportăm la poartă la Rahova. Deci acum suntem la poartă la Rahova. Despre Rahova pot să vă spun că, indiferent de vorbe, mie mi-au fost furați 3 ani din viață. Acești 3 ani nu mai mi-i dă nimeni. Chiar dacă intră Băsescu la închisoare, chiar dacă va plăti toată lumea pentru abuzurile făcute, mie acești 3 ani nu mai mi dă nimeni. Am înțeles și cât am stat în pușcărie, că a început să-mi placă acest cuvânt, pușcărie, am avut 2 sentimente deosebite, profunde, am avut multe, dar 2 au ieșit în evidență. Primul era un sentiment de durere a ploapelor. Mă dureau foarte tare ploapele. Motivul era faptul că stăteam foarte mult cu ochii închiși. Cred că pe timp de ziua stăteam mai mult de jumătate de zi cu ochii închiși. Motivul, mi-am creat un biotop al meu, un fel de acvariu în care am încercat și am reușit să trăiesc. Cât poate trăi un om într-un acvariu? Dar am trăit 3 ani într-un acvariu. Al doilea sentiment, poate și mai greu de suportat, a fost regretul pentru că 12 familii au avut de suferit din cauza mea. Oameni care au fost practic implicați în acest proces ca să pot eu să fiu adus la închisoare. Acum am să vă rog să ne teleportăm din nou ca să vedem cauza pentru care eu am fost și am pierdut 3 ani din viață. Și pentru asta vă propun să ne mutăm, să ne teleportăm la Băsescu în birou. Și să auzim acolo cu toții cum spunea el, cum spunea Coldea lui, mâine luăm judecătorul X, mâine o băgăm pe Camelia Bogdan,
cum știau și spuneau cu câteva zile înainte, o să-i dăm 10 ani, cât de mult regreta Camelia Bogdan că n-a putut să-mi dea 20 de ani din cauza codului penal. Și în felul ăsta aflăm, nu din gura mea, din gura lor, din gura lui Băsescu, cauza pentru care eu am pierdut 3 ani din viață. Și ultima etapă, aveți amabilitatea să... ultima abordare a mea e legată de viitor. V-am rugat de 3 ori să închidem ochii. Acum să vă rog să ținem ochii mari, mai ales dacă sunt albaștri, deschiși, și să ne uităm spre orizont. La orizont eu văd în continuare o luptă pe viață, pe moarte, pe pușcărie, pe orice risc, cu abuzurile. Cu abuzurile, mai ales ale celor puternici, împotriva celor care nu se pot apăra singuri. Împotriva celor care au în ei dorința de a se apăra și n-au puterea de a o face. Deci voi continua cu toate forțele mele, mai ales că determinarea mea acum e întărită de cei 3 ani de pușcărie, să lupt cu abuzurile. Cam astea au fost etapele. Ăsta e planul medical, planul pușcărie, planul Băsescu, Coldea, Chiove și Camelia Bogdan și acoliții lor și planul viitorului. O să ne mai vedem, o să ne mai auzim. Ce se va întâmpla cu acel prejudiciu stabilit în dosar prin decizia definitivă? Nu este niciun prejudiciu acolo, pentru că decizia 888 din 8 august 2014 va fi de către justiția română demontată. Este atacată deja. Bună ziua, la revedere! Cum au fost acești 3 ani în pușcărie pentru dumneavoastră? Grei, foarte grei. Ce a fost cel mai greu acolo? V-am explicat. Mi-au fost furați 3 ani din viață, voi continua să lupt cu abuzurile. O să ne mai vedem, o să ne mai auzim. Sunt câteva dintre declarațiile făcute astăzi de Dan Voiculescu la externarea din Spitalul Universitar de Urgență, acolo unde vă reamintesc că fostul senator a ajuns încă de vineri după amiaza pentru a fi supus unei intervenții chirurgicale. Ei bine, această operație nu a mai avut loc, întrucât spuneau medicii de la Spitalul Universitar că a răspuns bine tratamentului administrat Dan Voiculescu. Că despre situația sa juridică, dacă vreți să spunem așa, vă reamintesc că astăzi magistrații Tribunalului București au decis că omul de afaceri condamnat la 10 ani de închisoare în dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare poate fi eliberat condiționat. Vorbim despre o decizie definitivă și executorie de îndată. Luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem imediat și cu alte subiecte interesante. Rămâneți cu noi! Primarul general Gabriela Firea a inaugurat noul centru de management al traficului situat în sediul primăriei capitalei. Acesta este dotat cu tehnologie de ultimă generație și va monitoriza 215 intersecții. Potrivit edilului, rolul noului centru va putea fi observat în special la toamnă, când elevii se vor întoarce la școli. În momentul în care, într-o intersecție sau în mai multe intersecții, se observă blocaje, se acționează imediat pentru a se transmite informația și pentru a se lua cele mai bune decizii pentru fluidizare. Există și posibilitatea, spre exemplu, și această decizie se ia împreună cu brigada rutieră, semafoarele să poată să fie modificate ca și culoare de aici. Centrul va funcționa 7 zile din 7, 24 de ore din 24. A fost o investiție de circa 260.000 de euro. Cred că este o investiție mică comparativ cu efectele foarte mari pe care le va avea.